Traseul autostrăzii Suceava-Siret pornește din estul zonei industriale a Sucevei, traversează DN29, unde este prevăzut un nod spre pădurea Adâncata, ajunge în zona Mitocu-Dragomirnei, traversează DN2 la ieșirea din Suceava la Ițcani, cu nod de întâlnire cu DN2 și centura ocolitoare a Sucevei și merge paralel cu calea ferată prin Dărmănești, ocolind apoi Dărmănești pe partea de sud spre apa Sucevei și continuă spre zona localității Slobozie, iar la intersecția cu DN2H trece pe dreapta DN2 spre Românești-Grănicești, între Grănicești și Dumbrava și apoi continuă paralel cu DN2, urmând să traverseze șoseaua spre Mușenița și ajunge la punctul de trecere a frontierei Siret. Certificatul de urbanism pentru acest proiect a fost emis marți de Consiliul Județean Suceava. Conform Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, intensitatea de trafic se încadrează la autostradă doar pe tronsonul Suceava-Slobozia, iar de la Slobozia la Siret se încadrează la drum expres. Cu toate acestea, într-o declarație pentru News Bucovina, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, susține că s-a ținut cont de solicitarea sa ca exproprierea să fie la nivel de autostradă, cu un culoar de 100 de metri.